Dacă noi chiar am trăit ca cetățenii cerului, ar fi cel mai natural lucru. Iisus când vorbește cu Nicodim, în Ioan capitolul 3, spune, eu, sunt, eu care vorbesc cu tine sunt în cer. Deci el gândea, vorbea, acționa ca un cetățean al cerului. Pentru el necredința era străină de el, în Nazaret, Marcu 3 cu 6 sau 7, zice că se mira de necredința lor. Deci el se mira de necredința lor, era șocat că n-au credință. Se uita la ucenii, zicea, și voi tot, fără pricepere sunteți. Și voi n-aveți credință. Deci, eu cred că noi trebuie să trăim din locurile cerești. Efeseni 2, cu 6, noi ședem în locurile cerești. Cred că acela e versetul, în tot cazul, primele versete din capitolul 2, Efeseni, noi ședem. Eu am o vorbă, când se așează oamenii după închinare, le zic, dacă tot ședeți, să ședeți în locurile cerești. Să nu fiți pasivi. Deci eu cred că noi ar trebui să trăim de acolo, spre pământ, nu de pe pământ spre acolo, că suntem cetățenii cerului. Trupul ăsta e vremelnic, noi vom avea o tranziție. De aici acolo, nu de acolo aici, de aici acolo.